O gală K1 și MMA ar fi trebuit să aibă loc mâine la Zalău, însă organizatorii nu au primit la timp aprobările necesare din partea primăriei, motiv pentru care evenimentul s-a anulat. Cei de la primărie ne-au spus că nu susțin sporturile violente, a afirmat unul dintre organizatori. Organizatorii galei au primit abia cu două zile înainte de eveniment aprobările necesare din partea primăriei. Reprezentanții primăriei Zalău i-au tot amânat de pe o zi pe alta, deși primarul Radu Căpâlnășiu a dat asigurări cu o săptămână în urmă că nu vor fi probleme în ceea ce privește închirierea sălii sporturilor. La început au zis că nu vor să susțină și nu vor să promoveze violența, adică, din câte am înțeles eu. Eu n-am înțeles prea bine lucrul ăsta, pentru că violența nu avem cum să o promovăm. Noi nu avem cum să promovăm ceva ce deja există în noi. Noi ne naștem cu lucrul ăsta. Deci toți erau dezamăgiți că am vrut să facem ceva, am vrut să arătăm ceva. Am vrut să facem ceva pentru că în Zalău nu s-a făcut. Nu s-a făcut lucrul ăsta și toate orașele din jurul Zalăului, Satu Mare, Baia Mare, Cluj-Napoca, Oradea, toate orașele au făcut. Încă ceva, Jibou, dacă vă aduceți aminte, acum câtva timp, au făcut gală. Ne pare rău, le mulțumim pe această cale, le mulțumim și celor care nu ne-au sprijinit. Cel mai mult și cel mai dezamăgit este că și suntem toți sportivi, că știți cum e, și vremea se poate schimba. Asta nu înseamnă, asta înseamnă că și noi ne putem schimba. Tot ce trebuia să fi avut un pic de încredere în noi și să ne fi dat o șansă. Tot ce vreau să zic e că le mulțumim tuturor celor care ne-au sprijinit. Dezamăgiți de atitudinea autorităților locale, organizatorii promit un show pe cinste în vara acestui an la șimleul Silvaniei, unde se va ține această gală pe stadion. Noi am avut, cum să vă spun, o reținere, dar asta nu ne-a îndreptățit să nu le dăm avizul. Avizul este completat, este semnat. Au fost într-adevăr niște obiecții din partea poliției, nu ne-au putut aduce, nu ne-au putut documenta aceste obiecții, însă între timp se pare că au intervenit și alte probleme la organizatori. Organizatorii spun că este posibil să se fi făcut presiuni pentru ca întrecerea să nu mai aibă loc. Programul competiției prevedea 8 meciuri de K1, iar în ring ar fi trebuit să urce 6 sportivi sălăjeni.